7 elevi ai școlii gimnaziale numărul 1 Pericei, însoțiți de către profesoara Doni Ildic, au participat sâmbătă trecută la concursul de istorie organizat de către școala gimnazială Ișvan Batori din Șimleu, Silvaniei. Tema concursului a fost una de interes în rândul elevilor și anume familia Batori din Șimleu, Silvaniei. La concurs au participat 40 de elevi însoțiți de 7 cadre didactice de la mai multe școli sălăjene. Aceștia au fost împărțiți pe grupe, școli și niveluri de studiu gimnazial sau liceal. Potrivit Mariei Bors, consilierul de imagine al școlii gimnaziale numărul 1 Pericei, scopul concursului a fost acela ca elevii să cunoască mai bine viața familiei Batori din Șimleu, Silvaniei, precum și istoricul cetății de sub Măgură. În urma competiției, premiul întâi a fost obținut de către echipa formată din elevii clasei a 6-a B ai școlii gimnaziale numărul 1 Pericei, iar locul 2 a fost obținut de către echipa clasei a 8-a B, tot de la școala din Pericei. La finalul concursului, Augustin Dănile, directorul unității de învățământ din Pericei, a declarat că este foarte mulțumit de rezultatul obținut de elevi și apreciază eforturile acestora deoarece nu a fost un concurs ușor.